Am venit aici cu mașinuța să facem niște off-road. Bă! Prima mea mașină, acest BMW X4 care în momentul în care am cumpărat-o arăta așa, cu totul crom, gri, urâtă, nu avea niciun haz, dar din dorința de a o transforma și de a o face unică, a ajuns așa. Am pus un colant cameleon pe ea care atrăgea toate privirile și arăta excelent. Am ținut ceva timp mașina așa pentru că îmi plăcea foarte mult și nu mă săturam de ea până în momentul în care am simțit nevoia de o schimbare. Așa că am colantat-o acest roșu satin care era fenomenal și simțeam că i-am dat un mega improvement mașinii, dar nu a durat foarte mult până când am simțit din nou nevoia să-i fac modificare. Așa că astăzi totul va lua o întorsătură de 180 de grade pentru că o să recolantăm mașina. Nu doar că o să o recolantăm, dar îi schimbăm și jantele, îi facem o modificare și la faruri, la proiectoare, pentru că sunt cam transparente, haide. Și credeți-mă pe cuvânt că o să fie o altă mașină, efectiv o să transform o mașină de 25.000 de euro, o să transform într-o mașină de 1 milion de euro, ești bun, o să arate genial. Colantul pe care o să-l punem pe ea, vă spun că este extrem de deosebit, dacă ăsta a fost ceva mai obișnuit, ăla o să fie ceva nemai văzut și nemai pomenit. Și pentru că nu mă pot abține, chiar vreau să mă uit la rola de colant, să vedem cum arată. Nu pe mașină, dar chiar sunt curios să vedem cum arată. Dar voi o să vedeți blurată. Cam așa o să arate mașinuța mea. Asta este rola de colant pe care o să o punem pe mașină. Dar voi în momentul de față nu o să vedeți nimic. Dar vreau să puneți stop, pauză chiar acum la clip, să nu derulați, să nu trișați. Și să-mi scrieți în comentarii ce culoare credeți că o să face mașina. Chiar sunt curios dacă o să ghiciți. Ok guys, deci oficial mașina este finalizată. Ne-am întors la băieții noștri de la Octane House și vreau să vă spun că efectiv tot drumul n-am avut deloc stare. Am stat și m-am gândit, bă, oare cum a ieșit? Oare a ieșit bine? Oare n-a ieșit bine? Dar n-are cum să nu iasă bine pentru că băieții sunt zei efectiv la colantări, la efectiv tot. Și numai colantări, adică schimbă mașina cu totul. Culoarea este excepțională, abia aștept să o vedeți. I-am schimbat și jantele de la băieții noștri de la Jante Auto Premium pe care îi găsiți în descriere și pe ei. Și bă, vreau să văd tot pachetul ăsta, am mari emoții, dar hai să vedem mașina. Asta e mașina. Aici sunt jantele mele vechi. Deci uitați-vă cum arată jantele astea vechi. Jantele astea arătau super mega urât și pe lângă că arătau urât erau și pe 18. Și au venit băieții mei de la Jante Auto Premium să vedeți jantele pe mașină. Deci cred că arată extraordinar. Hai să ne mergem cu vorba să vedem mașina, nu? 3, 2, 1 și asta e noua mea mașină. What the fuck? Băi, fățioare! Wow, cum arată, frate! Bro! N-ai cum așa ceva! Deci n-ai cum așa ceva, frățioare! Uite cum arată! Mamă, cât de brutală e! Domnule, uite-te la jantele astea, ești nebun? Uite-te cum dau pe 20, bro! Deci, efectiv, mașina mi se pare că a luat o întorsătură de 180 de grade. Culoarea e bestială, colantarea e extraordinară, jantele îmi plac maxim. Abia aștept să ne vedem pe străzi. Mamă, deci nu am cuvinte. Mă repet și vă spun, dacă vreți și voi să vă transformați mașina la 180 de grade, veniți aici la Octane House. Eu am venit tocmai de la București până în Slatina ca să-mi fac mașina și nu sunt singurul. Foarte multă lume vine, uitați-vă, acolo e un Urus. Aici a mai fost o Supra, deci numai mașini de top. X4, haide!